Salutare, dragi prieteni, sunt Gelu Diaconu și vă vorbesc ca de obicei din biblioteca lui Gelu. Înainte de a trece la subiectul zilei, vă reamintesc să vă abonați la canalul nostru YouTube 1000 de semne. De asemenea, vă rugăm să intrați pe pagina Patreon 1000 de semne, unde puteți dona pentru susținerea proiectelor noastre. Mai am ceva să adaug, astăzi este episodul numărul 27 și avem o premieră, ca să spun așa, pentru că este prima dată când încercăm să facem un salt calitativ pe care sper și sunt convins că o să-l observați. Este vorba de faptul că este primul episod pe care îl filmăm în 4K. Deci încercăm să îmbunătățim tot ce ține de acest podcast de Biblioteca lui Gelu și cu siguranță veți vedea că eforturile noastre se vor materializa pe YouTube, pe videoclipul care va apărea în curând. Pentru asta mai am o rugăminte la voi, anume să lăsați un comentariu, să ne spuneți dacă sesizați vreo diferență, dacă vi se pare că totul este în regulă și pentru noi ar fi un lucru important să comentați, pentru că ne ajută să ne dăm seama în ce punct ne aflăm. Bun, lăsăm la o parte și bâlbâielile și emoțiile și tot conglomeratul ăsta de stări înainte de a începe podcastul propriu-zis, să vă spunem că astăzi îl avem în biblioteca lui Gelu pe George Cornilă. Bine ai venit, George! Bine te-am găsit, Gelu, și îți mulțumesc pentru invitație. Și eu îți mulțumesc că ai venit în biblioteca lui Gelu, ai fost foarte prompt. Noi ne-am cunoscut abia la Bookfest aici, la Romexpo, acum, nu știu, cât a trecut, o lună aproape. Da, dacă a fost între 1 și 5 iunie, nu? Exact. Așa, cred că sâmbătă, cred că pe 4 iunie. Cum Dumnezeu se face că nu ne-am întretăiat așa până acum? Că tu ești de multă vreme în lumea literară. Și eu vă urmăresc de multă vreme, da? Și ceea ce faceți pe 1000 de semne. Nu știu, poate că nu am căutat să interacționez atât de mult pe la evenimentele la care am participat până acum și mai degrabă am stat în spate și m-am bucurat de prezența autorilor și de discuțiile respective, dar mă bucur că ne-am întâlnit la Bookfest, mă bucur că ne-am revăzut și la lansarea rezervației apoi. Da. Și ne-am văzut la o lansare la editura Humanitas, apropo, parcă atunci am vorbit un pic. Prima oară la Bookfest, da. La Bookfest, da. Așa. Ca să vezi, știi, ne-am întâlnit la Polirom unde ai publicat. Da, așa se întâmplă până la urmă. E bine că ne-am cunoscut. Mie îmi pare bine că ne-am cunoscut. Și acum mie. Te-am și recunoscut acum, pentru că am avut un fel de tabula rasa așa la un moment dat la Cărturești Verona. Atunci eram foarte obosit. Acum sunt ok, sunt odihnit. Te recunosc, George. Sunt sigur că ești aici de partea cealaltă a mesei. Și cum faci față căldurii, apropo? Cum a fost pe drum? Mi-ai spus că ai venit cu taxiul. Da, a fost ok drumul, din fericire aerul condiționat a funcționat. Da. Eu sunt născut iarna și cumva am avut o preferință pentru frig o mare parte a vieții mele. Nu știu, parcă în ultimii ani am început să suport ceva mai greu iernile și să aștept mai mult venirea verii, dar o mare parte din viața mea am preferat iarna, era în timpul meu preferat și nu mă deranja absolut deloc frigul. Prin urmare, suportam ceva mai greu căldura. Dar acum cred că trec printr-o perioadă de tranziție și încep să prefer vara, așa că mă acomodez încet, încet. Înseamnă că pe insula aia pe unde ai vrea să te refugiezi, n-ai avea o problemă cu frigul. Nici personajul tău din rezervația n-a avut probleme cu frigul. Da, n-aș avea o problemă cu frigul. Cei drept aș prefera să fie soare și să nu fie ploaie și vânt, dar dacă ar fi răcoare... Acolo cam era iarna, da. Cam bătea vântul. Pentru că era înconjurat de ocean. Să spunem și, uite, de la început să apăsăm pedala asta pe literatură, așa, e vorba de a treia povestire din volumul tău, Rezervația, Tăcerea iernii.
George a publicat la Itera Polirom recent volumul Rezervația, care a avut deja două lansări, nu? Deci o lansare a fost la Bookfest și una la Cărturești Verona, unde am fost și noi, de altfel am și pus, puteți vedea înregistrarea de la Cărturești Verona, este integrală, practic, lansarea de la Cărturești Verona, unde au fost două nume de marcă din literatura contemporană, au fost scriitorul și editorul Bogdan Alexandru Stănescu și Radu Paraschivescu, care este publicist, este romancier, este traducător, un traducător foarte, foarte bun. La Bookfest pe cine ai avut alături de tine? Pentru că n-am fost la lansarea, în tot tumultul ăla am ratat-o. A fost Cosmin Perța și a moderat Nona Rabota. Păi, a fost bine. Super. A fost super minunat. Bine. A fost minunat. Nona, de fapt, a făcut un maraton la, da, 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 la Polirom, da, da, la Bookfest. Total incredibil. Are o vitalitate, Nona, extraordinară. Nona, te așteptăm în biblioteca lui Gelu să ne spui cum reușești să faci față la toate lansările și la toate nebuniile legate de literatură. Ea are și un blog foarte interesant, un site foarte interesant, BookHub. Activitatea e diversă acolo, deci și cronici de teatru, de carte, etc. Deci sunt foarte interesante. Cum a fost la Bookfest? Cum ți s-a părut? Mi-a plăcut foarte mult. E ceva ce am mai mărturisit luna trecută. Târgurile și toate evenimentele acestea cu foarte multă, foarte multă lume și foarte mare încărcătură nu erau chiar partea mea preferată din întregul proces de a scrie și de a lansa o carte în lume. Eu, în general, sunt un tip mai retras, ca să nu spun direct antisocial. Așa că toată agitația unui târg precum Bookfest sau Gaudeamus era cumva percepută de mine ca un rău necesar. După 2 ani de pandemie în care nu a mai fost nimic și ultimul târg la care am fost a fost Bookfest 2019. Nu, a fost Gaudeamus 2019, exact, în noiembrie. Și de atunci nu am mai avut niciun eveniment. A fost acea perioadă de incertitudine în care nu știam dacă se va mai întâmpla ceva sau nu. Până la urmă au început să pice toate, a devenit clar că nu se va mai ține nimic și nici măcar nu știam când se va reveni la acestea. Așa că după toată perioada aceasta și de autoizolare și de izolare forțată, m-am început să simt lipsa unei lansări propriu-zise, pentru că în această perioadă am avut un volum lansat virtual, a fost o lansare online, am avut un club de carte virtual, am mai avut o serie de evenimente și discuții, am mai participat și la lansările altor scriitori, am și vorbit la o lansare, am relansat Miezul Nopții tot virtual și începusem să resimt tot mai mult nevoia aceasta a unui târg. În momentul în care am intrat la Bookfest, tot așa într-o căldură în această tropicală, în spațiul acela, care a fost foarte bine aerisit, totuși o temperatură plăcută, da, până spre seara. Și a fost ziua aia formidabilă de 1 iunie, în care a fost un aflux fără precedent într-o zi, prima zi de Bookfest. Da, da, un semn că oamenii au dus lipsa unor astfel de evenimente, pentru că și în weekend a fost, într-adevăr, joi, vineri, nu a fost chiar atât de multă lume, dar da, miercuri și apoi în weekendul propriu-zis, sâmbătă, duminică, chiar a fost activitate și am început să mă simt din ce în ce mai bine acolo, ca să nu mai vorbim de faptul că de la ultimul târg până acum am avut o multitudine de alte evenimente. Am avut Firitul anul trecut, care a fost absolut spectaculos și una dintre cele mai încântătoare experiențe din viața mea în general, nu doar din viața mea literară, unde am cunoscut foarte mulți oameni, așa că în momentul în care am revenit la Bookfest și pur și simplu mergeam printre standuri și mă întâlneam cu diversi scriitori sau editori sau critici,
Era acea atmosferă de familiaritate, cumva simțeam că ne-am întors la o normalitate și la așa cum ar trebui să stea lucrurile. Și apoi am încercat să particip la cât mai multe evenimente, din păcate au fost și multe care s-au suprapus. Deci a fost fain senzația aceea că we're all in this together și că tragem în aceeași direcție și că suntem toți prieteni și că prietenia poate să existe, indiferent de editura la care publici și așa mai departe. Uite, eu spre rușinea mea, și ți-am și spus-o, deci de fiecare dată e mai bine să-i spui omului cum stau lucrurile decât să încerci să-l îmbrobodești așa un pic și să-i spui, domnule, da, am auzit de tine, știu, nu știu ce, da, parcă ți-am văzut cartea într-un raft, știi? Așa, nu. Eu știam foarte puține lucruri despre tine, chiar și înainte de a face acest podcast. Am încercat să-mi iau câteva surse, să văd ce și cum. Totuși am multe necunoscute, pentru că ți-am spus spre rușinea mea, nu am citit până acum nicio carte de-a ta. Singura carte pe care am citit-o este Rezervația de la Polirom. O să revenim asupra acestui subiect, bineînțeles. Aș vrea să te întreb, ca să sap așa un pic în trecutul tău, de unde ai apărut pe aici, pe la noi, prin București, prin Muntenia, pe la Mitici, așa. Tu ești din Moldova, nu? Te-ai născut în Focșani, ok? Deci, George Colnilă, informația asta nu avem în biografie acolo, dar o spunem noi acum, a născut în 1986 în Focșani. De ce, Dumnezeu, există politica asta de a nu da data nașterii unui autor, unui? Adică am observat că de la un timp nici anul nașterii nu mai apare. Adică ține de informațiile personale, e atât de... Nu știu, am observat și eu că înainte era data întreagă, da, 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 și locul nașterii. În ultimii ani, pe tot mai multe cărți, am văzut doar anul. Uh-huh. N. anul. Eu am văzut și fără an. În paranteză. Da, am văzut câteva. Nu știu, nu am o explicație propriu-zisă, pentru că sunt multe informații în cazul scriitorilor disponibile pe net, oriunde, la o simplă căutare, da, exact, pentru că da. Exista la un moment dat. De asta mi se pare absurd. Da, un interviu, o lansare într-o altă carte, așa că găsești fără probleme când este născut cineva, unde și uh-huh. tot restul. Dar, nu știu, pentru simplificare, să mai salveze puțin spațiu, mai adaugă mai degrabă Eu cred că ține de GDPR, de protejarea informațiilor private, mă rog, nu știu, care e rațiunea, știi? Pentru că, până la urmă, data nașterii, vorba ta, dacă vrei să afli data nașterii cuiva, dai o simplă căutare, pentru că sunt informații anterioare și cred că nu e o problemă. Dar da. Curiozitatea mea era legată de faptul ce făcea micul George prin Focșani, acum nu știu câți ani. Micul George a fost un... tuturor ne place să credem despre noi că am fost altfel. Și micul George a fost destul de diferit și un personaj destul de bizar, care își împărțea timpul între Focșani și explorarea orașului și, cu precădere, explorarea bibliotecii județene atunci când am putut să am și eu permis, dar chiar și înainte, pentru că sora mea mai mare avea permis la bibliotecă și puteam să împrumut și eu cărți pe permisul ei. Și spuneam, explorarea orașului, a bibliotecii, a muzeului de științele naturii și a muzeului de istorie, care erau preferatele mele, și timpul petrecut la țară, practic, paradisul copilăriei mele, și care este o temă pe care am explorat-o destul de mult în scrierile. Asta voiam să te întreb, să spun George sau să spun Camil? Cum e?
Da, pentru că dacă ți-am spus, dacă am citit doar rezervația, poate ai explorat lucrurile astea și în, sau le-ai exploatat mai degrabă toată da, biografia asta da, în celelalte și, cărți și exploatat și, și explorat. Între mine și Camil, așa cum este cazul și tuturor celorlalte personaje, sunt diferente, sunt diferențe destul de... Adică n-ai fost durduriu prin care ai... Bă, da, am fost. Ai fost? Am fost. Da. Bine, uite. Însă povestea pleacă într-o multitudine de alte direcții, așa cu cum siguranță este și ai fost și îndrăgostit într-o vară de o fată, nu se poate, adică toți am fost așa. Toți am fost, da, aceasta este ceva ce poate fi considerat, oricând apare un astfel de element în intriga unui roman sau în intriga unei novele, poți fi sigur că este adevărat și că acela este autobiografic. Da, eu apoi am urmat drumul din păcate firesc pentru persoanele născute în orașe mai mici, în special în orașe mai mici în România. Păi de ce din păcate? Poate din fericire, pentru că uite, acum ești ok, ești da, familist, ești stabilit în București, cred da, că ești bine, nu? Da, sunt foarte bine, nu din păcate pentru mine, ci din păcate pentru locurile respective, pentru că de multe ori sunt părăsite și nu sunt atât de mulți cei care se întorc. Dacă ne uităm și la populația Focșanului, de-a lungul vieții mele a scăzut foarte mult, a scăzut cu 10.000 de locuitori, adică de la 100 și ceva de mii de locuitori la 70-80. Vorbim de, nu știu, ultimii probabil 20-25 de ani din copilăria mea până acum. Am fost pus în fața nevoii de a alege între București și Iași. Și mi-amintesc că fusese o întrebare când am ajuns în București. Am fost întrebat, de ce nu te-ai dus la Iași, că era mai aproape? Nu este mai aproape Iașiul de Focșani decât București. Este dacă e cumva la jumătate. Mai da, departe, da, dar Focșani este cam la jumătate. Am fost aproape să merg în Iași. Până la urmă am optat pentru București și nu îmi pare rău. Sunt un fan al Iașiului, îmi place foarte mult orașul, am mers de câteva ori și înainte de Filid, dar cred că am luat decizia bună, sunt convins că am luat decizia bună, pentru că altfel nimic nu ar fi fost la fel. Poate că am fi avut o viață frumoasă și în Iași, dar nimic nu ar fi fost exact așa cum este acum, ar fi fost imposibil. Faptul că ai mers la bibliotecă, ai explorat pe acolo prin rafturi, prin așa, a însemnat pentru tine probabil foarte mult. Mă refer la cariera de scriitor, că până la urmă ai o carieră deja de scriitor în spate, se poate spune asta. Ești foarte tânăr și ai deja o bibliografie destul de bogată. Da, deja pot fi bănuit de grafomanie și nu, e ceva nu, ce nu aș vrea să evit. Da, da, s-au adunat câteva titluri. Asta și pentru că s-a întâmplat, nu doar la una dintre cărți, să scriu un paralel la mai multe. Au fost cărți care mi-au cerut întreaga atenție și întreaga concentrare și să intru efectiv în lumea cărții respective. Și când spun să intru în lumea cărții respective, nu mă refer doar să scriu la cartea aceea, ci să pătrund în lumea aceea cu tot, cu toate celelalte lecturi pe care le-am pe cât posibil cu stilul de viață potrivit cărții respective. Adică, ok, depinde unde se desfășoară acțiunea, dar încerc să am, nu știu, călătoriile să fie potrivite cu cartea pe care o scriu, alimentația și toate cele, încât să simt cât mai bine lumea respectivă. Lecturile, muzica, filmele și toate cele, încât să rămân acolo cât timp scriu cartea. La altele însă am scris în paralel. S-a întâmplat să am scris la Diluvium și la Expurgo în paralel, împreună, cred că din momentul în care am început până când a apărut cartea, au trecut vreo 5 ani. În acei 5 ani am lucrat la acestea două serie de alte proiecte și, culmea, ele sunt extrem de diferite, pentru că Diluvium este, în esență, un roman istoric cu unele elemente de fantastic, unele elemente de realism magic, plasat în secolul al XIX-lea, la sfârșitul epocii fanariote, în principatele române,
Iar Exburgul este o distopie prin anul 2100. Că vorbim de secole între ele, totul era extrem de diferit, n-a fost nicio informație pe care s-o pot folosi și acolo și acolo. Și cu toate acestea a mers, că era un fel de deconectare de la secolul al XIX-lea, a mers în viitor, deconectare de la viitor și tot făcut acest switch. Nu te-a tentat să faci ceva de felul cum a făcut Virginia Woolf în Orlando? Adică să transgreseze așa secolele, să, cu același personaj, știi? Să... Da, a existat tentația asta în mai multe, am mai explorat-o și în unele povestiri, dar am simțit că nu aș putea să o țin sub control atât de bine și am preferat să las fiecare lume separată. Bine, acolo la Virginia Woolf era și o dualitate de asta feminin-masculin, deci era cu tot o altă abordare. Dar mie mi s-a părut interesant faptul că poți să iei un personaj din secolul XIX și să-l aduci poate în secolul XXI sau chiar mai departe, știi? Da, da. E un procedeu interesant. Da, e fain de explorat, dar într-adevăr, trebuie să pui foarte multă carne pe construcția aceasta, că este foarte dificilă trecerea. Practic, aș fi putut într-adevăr să fac un switch între secolul al XIX-lea și secolul al XXII-lea și pur și simplu atât. Dacă urma să umplu și întreaga perioadă dintre cele două, atunci ar fi ieșit probabil... un tom de care da, mi-ar fi da, consumat jumătate de viață. Da, dar trilogie, nu? Cum e cu trilogia ta? Regele lupilor. Spune-mi despre carte, despre subiectul cărții, pentru că mie mi-este necunoscut acest subiect. Da, nici nu se mai găsește nicăieri. Mm-hmm. La ce editură moment? Ai publicat-o? Editura Delfin. Este o editură care se axa pe educațional, manuale auxiliare și o serie de alte cărți în acest sens și care la un moment dat, fiind încântată de ideea din spatele cărții respective, a vrut să o publice și să facă și această încercare pe beletristică. Regele Lupilor a fost, cred că până acum, marea mea distracție în materie de literatură, pentru că acolo am putut să-mi leg toate vechile pasiuni, și cea pentru istorie și cea pentru biologie, și o să-ți povestesc la ce mă refer, și cea pentru mitologie, pe care am avut-o din copilărie, poate și datorită faptului că am crescut cu legendele Olimpului, printre alte cărți, vreau și cu dicționarul de mitologie al lui Victor Chiambac. Mai sunt și alții din alte epoci, să spunem așa, din alte generații, bineînțeles, care au citit. Da, cărțile acestea s-au păstrat și am întâlnit oameni în generații diferite și din generații anterioare generației mele, care au copilărit cu... în mare parte aceleași cărți și tatăl meu a avut în copilărie unele cărți pe care le-am avut și eu în copilărie. Păi uite, dacă stăm să facem matematica, să facem calculele, primul meu băiat e născut în 1987, deci nu, ți-aș putea fi tată dacă dacă o luăm așa grosomodo, știi? Deci sunt cu generația din generația părinților tăi bănuiesc, nu știu ce vârstă au părinții tăi. Da, iar revenind la Regele Lupilor, ce mi-am dorit eu să fac ar fi să profit puțin și de istoria noastră și de toate, chiar că aș putea spune toate, cu o oarecare marjă de eroare, miturile noastre. Și cum am fost încă de relativ timpuriu un fan al Tolkien, și al scrierilor sale și nu doar un fan al Stăpânului Inelilor. Cred că am citit cam toate cărțile lui care au fost disponibile, chiar dacă nu au fost traduse în română, au fost unele pe care mi le-am procurat și le-am citit în engleză, inclusiv ceea ce a apărut post-mortem și ce a fost editat de fiul său, de Christopher. Plăcându-mi foarte mult lumea aceasta, la un moment dat m-am gândit
Da, cum ar arăta o astfel de poveste a cărei acțiune se întâmplă aici, la noi? Și atunci m-am orientat spre Dacia Romană, Dacia sub ocupație romană, la câteva decenii după înfrângerea Dacilor. Trebuie să-ți mărturisesc că am avut o bănuială cu capul de lup, știi, cu steagul celebru al Dacilor. Da, da, acum ce am încercat eu să evit acolo. Am încercat am evitat, de fapt, să susțin că acela este adevăr istoric și să dau de înțeles că aș cunoaște eu atât de bine adevărul istoric, pe care pentru perioada respectivă probabil nu-l cunoaște nimeni în totalitate. Sigur. Și să mă ferez de toate acele acel patriotism șovin sau acele dacopatii. Dacopatia, și, exact asta. Da, să vin cu tot felul de alte idei de genul acesta. Îmi place să cred că este destul de echilibrată cartea. Este în sine o trilogie fantastică, dar documentată istoric și destul de bine ancorată istoric. Sunt foarte puține lucruri inventate și acolo diferite de adevărul istoric așa cum îl cunoaștem din cărți și acestea sunt pentru că am considerat că mă ajută în construirea poveștii. Și atunci am zis, ok, bun, hai că pot să mut aceasta un secol mai târziu sau câteva decenii mai devreme ca să pot să mă folosesc pentru că mi se pare foarte fain de adăugat în poveste. Dar în rest este povestea unui tânăr dac care se îndrăgostește de fica unui nobil dac, iar copila respectivă este promisă unui ofițer roman. Iar tânărul acesta, crescând cu o serie de legende spuse de bunicul său despre cum erau războinicii de odinioară, auzind despre niște artefacte, pleacă într-o călătorie gândindu-se că așa ar putea să-i alunge pe romani. Este un gând destul de naiv, dar care încet încet prinde formă și este o transformare a unui fiu de tâmplar într-un conducător de oști de-a lungul a trei cărți, împletită cu mai toate miturile și legendele noastre, inclusiv unele adaptate la epoca respectivă, pentru că eu am considerat că, deși unele basme au apărut târziu la noi, poate sunt de proveniență medievală sau poate sunt chiar mai apoi, în secolul al XIX-lea, poate sunt culese din diferite surse, poate nu sunt neapărat create în spațiul acesta al nostru, ci într-un spațiu mai larg, poate sunt din influența otomană sau din influența germanică. Însă m-am gândit că multe dintre ele sunt doar niște arhetipuri, mulți dintre eroi sunt doar niște arhetipuri, multe dintre povești se întâlnesc în tot acest spațiu, nu putem să spunem aceasta este legenda noastră, da, variații pe legenda respectivă. Da, pentru respectivă. Că lucrurile se amestecă, deci exact. Nu poți să afli proveniența exact. Găsești cu exactitate. Găsești în Albania. Și sunt ecouri, da, și în exact. Alte da. Povești. Bulgaria, Macedonia, Turcia, spațiul slav, toate cele basme rusești cu care am crescut la urma urmei. Știu că acum este o distanțare față de Rusia în urma ultimelor evenimente. Da, dar să nu amestecăm lucrurile, deci nu are nicio legătură una cu alta. Da, dar basmele rusești au fost importante în copilăria mea. Mie îmi plăceau mai mult decât basmele românești sau adaptate România, inclusiv basmele germane. Și atunci am luat toate aceste mituri și am țesut o lume în care se îmbine cumva întâmplările istorice, personalități istorice atestate documentar, bătălii și tot felul de intrigi despre care au scris și istoricii și să le amestec cu toate aceste mituri să creez o lume fantastică. Și spuneam de pasiunea pentru biologie, evident lumea respectivă trebuie să fie populată și de toate aceste creaturi de basm, de scripsuri și ghionoi. Absolut, și da. Scorpii și toate cele. Și acolo a fost încă o parte însemnată a distracției pentru mine, pasionat de biologie de mic. Și aici fac o paranteză, îmi spuneam că mergeam la bibliotecă, mergeam în special pentru cărțile de biologie, pentru că părinții mei
Au și aveau și atunci o bibliotecă foarte mare, chiar undeva pe la 3000 de volume. Aceea este biblioteca în care eu am crescut. Așa că aveam acasă, la îndemână, cam tot ce îmi doream să citesc în materie de beletristică. Doar că nu aveam cărți științifice. Aveam câteva cărți, câteva tratate de biologie și de chimie de la părinții mei, dar nu ceea ce mă interesa pe mine. Și atunci descoperisem câteva cărți la Biblioteca Județeană și ori mă duceam acolo la sala de lectură în condițiile în care pe unele nu puteam să le împrumut și îmi făceam eu fișe și schițe și așa mai departe. Iar în Regele Lupilor am putut să-mi plătesc asta pentru că am creat acea lume fantastică. Mi-am imaginat-o ca urmând legile fizice, biologice și chimice ale lumii noastre. Adică este destul de puțină magie acolo, elementul fantastic este destul de diluat, pentru că toate creaturile respective trebuie să respecte legile lumii noastre. Sunt toate explicate științific, cât de cât științific. Nu știu, fie că sunt niște urmași ai dinozaurilor care au evoluat și s-au adaptat, nu știu, focul balaurilor este explicat științific, ca un amestec de substanțe care împreună sau în contact cu aerul cauzează o explozie și tot restul, o serie de teorii evoluționiste și societăți tribale în cazul zmeilor și toate cele. A fost o distracție fabuloasă. Acum nu știu cum ar mai fi percepută astăzi, că și de atunci sunt totuși niște ani, 8 ani. Păi da, văd că ai publicat între 2014-2016. Deci da. Cum a fost? În fiecare an? 2014-15-16? Sau cum a apărut? În momentul în care am publicat-o pe prima, o aveam aproape gata pe a doua. Așa că ele au apărut în același an. Una la începutul anului, una ulterior. Și primele două, în 2014 și a treia în 2016. Și cum a fost percepută cartea? A fost fain. Eu nu am intenționat-o neapărat ca o carte pentru copii. Într-adevăr, este atracția aceasta față de fantasy și față de BASP. Însă, cartea este destul de realistă. Adică prezintă societatea antică așa cum era aceasta, cu bunele și cu relele ei. Acolo vorbești despre bătălii, descrieri destul de elaborate și destul de sângeroase, tot felul de ritualuri și bacanalii și toate cele. Are destul de multă violență și destul de multă sexualitate, deci nu am intenționat-o pentru o categorie de vârstă foarte joasă. Am fost primită bine, spre surprinderea mea, am avut ecouri pozitive, inclusiv de la părinți care le-au dat puștilor să citească, în special băieților, și care au făcut tot felul de jocuri pe baza eroilor de acolo și le citau așa unele părți ca pe niște basme, și la un moment dat chiar a fost un proiect de transformare a cărților respective într-un joc video. Însă nu a fost finanțarea necesară, s-a lucrat, au fost discuții inclusiv în privința coloanei sonore, s-au făcut storyboard-uri, animații, s-au creat personaje. Era un proiect foarte interesant, cred. Era, dar necesita și timp, o echipă destul de mare totuși, pentru că era greu să faci acest proiect în 2-3 oameni și, desigur, finanțarea în cele din urmă. Deși în niciun moment nu a picat propriu-zis, în ideea că nu s-a stopat, ziceam că e gata, nu se va mai întâmpla niciodată, dar de ani buni nu a mai progresat, n-am mai avut discuții în acest sens. Îmi amintesc că am făcut un interviu la un moment dat cu regretatul Alexandru Herescu. A fost un actor, cum să-l numesc... Nu știu dacă e corect să-l numesc ocazional. A fost un actor pentru o scurtă perioadă de timp. A jucat în filmul Daci. Acolo a devenit cumva celebru, cel puțin la noi, cel puțin în România, pentru că Daci a fost un film foarte, foarte prizat la noi. A fost o coproducție internațională.
Și Alexandru Herescu juca în rolul unui tânăr dac care a fost la un moment dat sacrificat numele zeilor să meargă să îi transmită lui Zamoxe nu știu ce mesaje, în fine. Un tip foarte, foarte atașant și foarte inteligent. El la un moment dat s-a lăsat de actorie, s-a dedicat meseriei de profesor, a fost profesor până cu puțin timp înainte să moară. Țin minte că am făcut interviu cu el chiar la liceul unde preda și după aceea a ieșit la pensie și a mai trăit puțin și a murit. Și nu știu, chiar voiam să te întreb, ai văzut filmul Dacii? Da. L-ai văzut? Am văzut când a fost aruncat, de pe cele trei surițe. Și, da, exact. El este Alexandru Herescu. Un tip foarte carismatic la vremea respectivă, știi? Dar din păcate n-a optat pentru o carieră în cinematografie. El s-a dus la treaba lui și a fost un profesor foarte, foarte bun, foarte apreciat. Mi-amintesc că la moartea lui foarte mulți foști elevi de-ai lui au comentat și l-au evocat așa cum se cuvine, știi? Da, și mi-a povestit multe, multe lucruri, apropo, și de felul în care a fost făcut trucajul cu acele trei sulițe și așa că a fost făcut de Sergiu Nicolaescu, în fine. Un interviu foarte interesant și ți-am spus, cu un tip foarte carismatic, chiar și la vârsta pe care avea, deci era la 60 ceva de ani deja, mi se pare, avea vârsta. Da, în fine. Și a doua chestie de care voiam să spun, apropo că te ascultam când îmi spuneai de biologie, mi-amintesc că a fost tot așa un autor foarte prizat, Fabre, dacă nu mă înșel. Exista când era mic o cărticică în lumea ființelor mici, în lumea... Așa, și povestea omul tot felul de lucruri din lumea insectelor, cum se reproduc, cum se mănâncă unele pe celelalte, mă rog. Dar foarte, foarte frumos scrise. Scrise ca pentru copii, să înțeleagă tot copilul, știi, despre ce este vorba. Și mă gândeam în timp ce îmi povesteai despre explorările tale și curiozitățile tale legate de biologie. Da, am trecut destul de repede de la genul acela de cărți, pentru că nu mai erau suficient pentru mine și aveam nevoie de informații concrete și cât mai științifice. Acolo erau efectiv niște povești, știi? Da, dar da. Erau bazate pe teorii științifice. Deci întâmplătoare povești. Dar așa e, probabil așa este cel mai fain să fie făcut începutul. Da, așa se naște o pasiune care apoi crește. Bine, eu n-am avut. Mie îmi plăcea cartea, știi? Adică felul în care era scrisă. Apropo de asta, tu ai debutat editorial, ai debutat repede, deci ai debutat foarte tânăr, la 21 de ani, cu un roman cu dinții strânși în 2007. Ne spui câteva amănunte despre întâmplarea asta? Acum, ce te-a făcut să fii așa grăbit? Și roman, adică nu poezie. Da, nu știu ce m-a făcut să fiu atât de grăbit. Am totuși câteva idei. Grăbit cred că este într-adevăr cuvântul potrivit, pentru că acea carte poate ar fi trebuit să fie lăsată mai mult la dospit și să crească. Este, cred că, singura mea carte care nu a fost scrisă pentru a fi publicată. Deși este un roman și are o poveste și are personaje și o structură, nu, în momentul în care am scris-o nu m-am gândit că o voi publica vreodată. Este poate din multe puncte de vedere ceea ce se numește o carte terapeutică. Este o carte de care am simțit nevoia. Am scris-o pentru mine.
era sfârșit de adolescență, era impactul acesta uriaș pentru mine, cel puțin, al tânărului venit în București, dintr-un orașel de provincie și cu toate provocările de aici și cu toate visurile care deodată păreau inaccesibile sau imposibile. Așa am perceput lucrurile atunci. Și rămas singur în București, lucrând, după ce mă împărțisem și între facultate și între serviciu, pentru a mă susține, pentru că ai mei făceau eforturi mari pentru a mă ține aici. Am căutat să și lucrez în perioada aceea pe cât am putut și cât nu mi-a afectat studiile. Și rămas singur în prima vară de studenție aici, absolut singur în București, fără să ai cunosc... Ai stat la cămin sau ai avut gazdă? Nu, am stat într-o garsonieră, a fost cumva în familie. Am stat în cămin în anumite perioade, mai degrabă conjunctural decât pe termen lung. Și rămas aici în București, fără să cunosc pe nimeni, toți prietenii, toți cunoscuții erau plecați, pentru că toți erau din alte orașe. Și am avut ceva timp, în special noaptea, în timpul unei perioade de insomnie, ce este o carte scrisă în 39 de nopți. După muncă, știu că ajungeam destul de târziu acasă, erau toate frustrările acelea acumulate și toată discrepanța între cum imaginam că vor fi lucrurile și cum erau în acel moment și cum credeam eu că e mai probabil să fie, mai posibil să fie, am început să scriu. Și am început să scriu și apoi am început să construiesc, pentru că este una dintre marile mele bucurii să construiesc ceva și nu doar să... nu doar să aștern pe hârtie ceva ce fac, ceva ca un jurnal sau ceva autobiografic din toate punctele de vedere, exclusiv autobiografic. Și atunci construitul personajului și construitul lumii acesteia m-a ajutat foarte mult și am avut și posibilitatea de a scoate din mine toate lucrurile care altfel ar fi rămas acolo. Adică modul în care am ajuns să mă cunosc, să mă înțeleg și să înțeleg ceea ce simt și să mă exorcizez de toți demonii aceștia a fost fundamental pentru mine, pentru că dacă nu ar fi ieșit în acea carte, cel mai probabil celelalte cărți nu ar fi apărut sau aș fi rămas ancorat de acele lucruri, tras în jos. Bine, de toate nu acele ai lucruri. De unde să știi treaba asta. Da. Cel puțin contrafactual, știi? Da. Deci, dar nu ar fi arătat poate nu ar fi arătat așa. Poate așa de unde ai la momentul respectiv, nu știu. Da, mie mi se pare că acea carte a fost o... Nu știu, am putut să las o altă variantă a mea în urmă și am putut să scriu cu totul și cu totul alte lucruri. Mi-ar plăcea să o văd reeditată. Am avut discuții în acest sens. Este cumva o capsulă a timpului. Apropo, spuneai la un moment dat că ai publicat-o la... N-am reținut la ce editură sau ce... Cum ai publicat prima, cartea de debut? Da. Prima a fost la o editură de provincie, nu a fost în București. A fost la o mică editură de provincie. Ulterior, odată cu miezul nopții, am publicat în București. Și ai avut, la această prima carte, ai avut o lansare? A fost o... Nu în adevăratul sens al cuvântului, nu așa cum au fost lansările celelalte. Păi de asta vreau să facem o paralelă, știi? De fapt, un arc în timp așa, să vedem de unde ai pornit și unde s-a ajuns, știi? Da, de unde am pornit nu are nicio legătură cu unde da, sunt din că aveai ambiții, acum. Aveai ambiții literare totuși, văzându-te cu o carte în mână, o carte scrisă de tine, da, așa cum ai spus, da. A fost un debușeu așa foarte rapid și personal. Da, da, ca să închei cu partea aceasta cu publicatul și cu intențiile pe care le aveam în momentul în care am scris-o, a rămas o vreme într-un sertar, manuscrisul respectiv,
Și nu i-l-am dat nimănui, adică nu am discutat despre el și apoi încet, încet, nu știu ce mi-a venit și am început să-l mai dau unor prieteni, în familie, l-au citit și la un moment dat mai mulți m-au spus, păi trebuie să-l publici, nu-l publici, nu vreau să-l public, nu e scrisă pentru a fi publicată, e scrisă pentru mine, acum am împărtășit-o și cu voi, dar nu vreau să-l public. Până la urmă, poate exact ce spuneai, nu știu, ceva acolo în mintea mea a început să lucreze, nu știu, a apărut vreun vierme care a început să roadă acolo și în cele din urmă am publicat-o. Adică am trimis manuscrisul respectiv și cartea a fost publicată. Însă după aceea a urmat o perioadă destul de lungă în care nu am scris aproape nimic. Poate au mai fost câteva proze scurte în care am mai explorat niște teme care mă ardeau pe mine atunci, mă rodeau, mă măcinau. Însă până la miezul nopții au trecut ani buni și miezul nopții a apărut ca urmare a unei perioade în care am stat în Olanda. Efectiv a început să crească după însemnările făcute acolo și tot mai mult am adăugat la lumea aceasta. Aceea, în miezul nopții găsești o multitudine de ipostaze ale lumii occidentale și este în special o carte despre imigranți, poate chiar mai mult decât este o carte despre olandezi. Este, deși din punctul de vedere al unui olandez, este modul în care am perceput Olanda ca persoană străină acolo și toate tragediile, toate dramele, toate lucrurile care se întâmplă în spatele fațadelor turistice, pentru că Miezul nopții nu este o carte despre cât de frumos este Amsterdamul. Este într-adevăr un oraș splendid, încerc să surprind și lucrul acesta acolo, dar este mai degrabă o carte despre ce se întâmplă în spatele unor uși pe care nu vrem să le deschidem sau ce se întâmplă în subteranele Amsterdamului. Sau ce se întâmplă în cartierul Făinarul Stinse. Da? Chiar da. M-am gândit, chiar înainte să spui, să devoalezi așa locul care te-a inspirat, chiar mă gândeam că s-ar putea să fie vorba de Amsterdam, de Olanda, știi? Pentru că suna ceva așa, cam de pe acolo, știi? Da, o parte însemnată a acțiunii din carte se petrece în Amsterdam și în cartierul Felinarul Roșii. Uh-huh. Acolo cumva conduc toate celelalte drame care apar în carte. Dar este cumva împărțită prin toată Olanda și multe dintre personaje sunt străine, fie venite direct din alte țări, fie au origini străine. Adică acolo găsim, nu știu, traficanți de droguri surinamezi, mafioți sârbi sau albanezi, prostituate din Estonia și tot felul de alte... Oricum, Amsterdamul dintotdeauna a fost un oraș cosmopolit, adică... Da. Și un creuzet supraîncărcat care tot încearcă să dizolve toate elementele care dar vin sunt acolo. Și multe libertăți acolo, din câte știu. Eu n-am fost în Amsterdam. Mi-au povestit băieții mei, care, Mihai, mi se pare că regia, da. Mihai, băiatul meu cel mic, a fost în Amsterdam și mi-a spus că la tot locul pe unde te duceai simțeai miros de iarbă, știi? Deci nu, fumeau băieții pe stradă, nu aveau nicio treabă. Da, oficial, din câte știu, sau cel puțin așa era atunci, nu era legal să fumezi pe stradă, în afara unor spații amenajate, cum sunt cele de la celebrele coffee shops, unde, apropo, poți să fumezi înăuntru, poți să fumezi marihuana, dar nu poți să fumezi tutun. Nu poți să-ți aprinzi o țigară obișnuită foarte înăuntru. Interesant, da. Fumatul este interzis în afara jointurilor. Da, ăla nu e fumat, ăla e o chestie așa, da, care transcende fumatul, da, ca plăcere, mă rog, la o cafea, uite. Nu știu, tu fumezi, nu-i așa? Da, sunt fumător. Din păcate nu avem un studio care să permită și asta, așa că va trebui să stii cai în frâu, știi? Nu am nicio problemă. Într-adevăr... Mă uitam în filmele mai vechi în care sunt astfel de
de emisiuni și astfel de dezbateri în care se fuma masiv. Da. Adică în timpul unei astfel de discuții, scrumierile erau da, pline să revărsa. Da, și mi se pare bizar, știi, că da. era la un moment dat, a fost și la noi o chestie de genul ăsta, la Ovidiu Ianițoaia, la emisiunea aia de sport. Da, da, așa, da, da. Și fumau ea ca turci acolo. Da, deci da. Erau vălătuși de fum prin... prin da. Lumina aia se vedeau și nu aveam nicio treabă, știi? Da, se fuma în emisiune. Dar la un moment dat nu s-a mai permis, da. Da, la fel cum se fuma și în avioane. Pe... Da, dar eu am văzut, apropo de asta, emisiuni de la televiziune franceză, de la televiziune americană și așa mai departe, emisiuni. Am văzut secvențe și asta și vedeam pe aia fumul. L-am văzut pe Charles Bukowski, l-am văzut, ăsta și bea. Deci da, cu siguranță ieșit, era prea mult pentru el să stea... A ieșit băiatul și pilit la un moment dat dintr-o emisiune, dar avea farmec, avea șarm, știi, și își permitea până la urmă, era el. Cine mai era da, el? Da, da, da. Un om care și-a îmbrățișat viciile da. Până la capăt, a scos maximum din ele. Da. Apropo de faptul că am amintit de Bukowski, nu te-a tentat să scrii și poezie? Ai scris poezie? Sau ai scris pentru tine poezie? Cum am s-a scris tentat? Pentru mine poezie. De foarte mulți ani în urmă, cam atunci când, chiar înainte de Cu dinții strânși, au fost o serie de poezii scrise pentru mine, tot așa pentru mai explora anumite lucruri și pentru a construi. Pe mine mă ajută foarte mult să construiesc. Adică să știu că pot să-mi țin mintea ocupată și să construiesc lumi, să construiesc personaje, să mă documentez pentru ele. Și la fel, poezia mi s-a părut o provocare. Da, dar la roman e ok, poți să construiești. Adică îți trebuie o anumită rigurozitate, nu? Ai un plan, știi cam ce trebuie să faci, dar la poezie nu prea merge cu rigurozitatea. E un teren mai alunecos un pic. Știi? Da, este. Dacă vrei să fii riguros în poezie, devii un fel de Ion Barbu, nu? Dar nici Ion Barbu n-a fost chiar așa riguros, pentru că a scris după Melci și... Ne gândim că totuși e altceva. Da, mai erau și feluritele influențe sub care a scris, da. Că tot vorbeam de Amsterdam. Poezia mi se pare o provocare foarte mare. Mi se pare că este mai greu să scriu o poezie bună decât o povestire bună. Și atunci, da, îmi plăcea să construiesc, să pigulez la o poezie, să iasă așa cum voiam eu, dar pe acelea chiar nu am încercat niciodată să le public și nu cred că va exista vreodată un volum de poezie semnat de George Cornina. Da, așa este, dar e puțin probabil. Nu se știe. Poate că la un moment dat o să faci anul la sabatic, te vei izola pe o insulă și influențat de poezia oceanului, știi cum se spune că s-a născut poezia, știi? A zis unul, oceanul nu e albastru, e verde, știi? Sau mă fi saporului și de aici o întreagă tevatură pe tema asta, știi? Deci trebuie să ți se pară la un moment dat că lucrurile stau altfel de cum le vede oricine, le vede un om comun. Și atunci poezia se naște imediat, știi? În principiu e simplu, dar nu e chiar așa simplu, știi? Da, da, da. Ideea întotdeauna apare imediat. Acum partea dificilă este ce facem cu ideea respectivă. Da. Ce face, apropo de nu știu, de meseria pe care ți-ai ales-o sau de meseriile prin care ai trecut, ce face un copywriter? Scrie... Pentru că eu n-am priceput niciodată chestia asta. Este cel responsabil cu creația, este cel care scrie așa numitele copy-uri, textele respective, care apoi sunt folosite pentru diferite forme de reclame, fie că sunt televizate radio, pe print și tot restul. Da, este persoana care trebuie să aibă ideea și care să vină cu textul respectiv. Cum aventura mea în publicitate
E veche și n-a fost de foarte multă, de foarte mare durată. A fost acolo un amestec de împrejurări care la un moment dat m-a făcut să merg într-o cu totul altă direcție, așa cum de altfel s-a întâmplat în plan profesional. Am prins o multitudine de momente nepotrivite, inclusiv criza economică în 2007-2008, concedierile masive din publicitate, salariile care au scăzut vertiginos după ce ajunseseră la un nivel spectaculos, mai ales pe creație. Apoi am pățit același lucru și în presă. Moartea printului a afectat foarte multe, foarte multe publicații, iarăși concedieri, iarăși întârzieri salariale, tăieri salariale și tot restul. Asta așa o știu și eu, am pățit-o și eu, da. Da. Îmi amintesc că l-am întrebat același lucru pe Bogdan Răileanu, care tot așa lucrează. Lucrează de mulți ani în publicitate. Da, în publicitate și... dar te-am întrebat și pe tine pentru că mă gândesc că poate nu ați făcut același lucru, știi, ce mi-a răspuns el, dar cam coincid răspunsurile cumva, știi. Da, acum experiența lui este vastă în publicitate. Uh-huh. Eu mai degrabă am cochetat cu publicitatea atât cât am putut. Da. Ulterior am mers... În alte direcții și iarăși printr-un cumul de factori am tot fost nevoit să schimb domeniile și să mă adaptez în permanență. Zic că până la urmă e ok cât timp am reușit să... Ai optat pentru jurnalism pentru că văd în biografia ta faptul că ai fost la un moment dat secretar general de redacție și mă gândeam la... secretarul general de redacție pe care l-am avut la ziarul Ring, altfel un tip minunat, Cristian Croitoru, și era pitoresc așa să-l auzi, haide băie, îmi dai știrea aia, bă, dar cât mai scrii la articolul ăla că stă pagina după tine, frate, știi, cunoști, cunoști genul ăsta de replici prin redacție. Da, bănuiesc că ai făcut și tu treaba asta. Și... te duceai pe la birouri, pe la aia, le spuneai, băi, ce faci? Că stă pagina, nu vezi că stă ăla la DTP, nu? Da, și mai rău de atât. Dar, da, a fost o experiență faină și mi-amintesc și acum dățile în care ne împărțeam și evenimentele și unde puteam să ajungem și televizoarele în permanență deschise și știri și hai să dăm și noi repede ce discurs prezidențial a fost dacă nu ajungeam acolo sau scriam live pe măsură ce auzeam, înregistram în același timp și toată această nebunie când se întâmpla ceva și în zilele în care nu se întâmpla mare lucru, acea pândă, aș putea spune, după un lucru care să se întâmple. La un moment dat, mi-amintesc, eram la Casa Presei și s-a văzut fum în zare. Și ne-am oprit și am zis, așa nu prea aveam despre acolo, ce să scriem azi, ce s-o fi întâmplat. Au venit rușii. Venit cineva și a spus, hai să punem repede un cap de știre, incendiu puternic în nordul capitalei. Revenim cu informații, deși abar n-aveam ce se întâmplase acolo, adică doar se vedea o dâră de fum pe cer. Și astfel de lucruri. A fost fain. Dar la ce publicație ai lucrat? Am lucrat la Impact timp de câțiva ani. Nu este o publicație foarte, foarte cunoscută. În momentul acesta este închis cu totul. Am avut o multitudine de alte colaborări atunci cu publicații mai mari. Să noi am încercat cumva să creștem și să păstrăm totuși un nivel de calitate, deși la un moment dat se veneau cu tot felul de idei despre ce ar trebui să scriem și ce s-ar citi și să venim cu tot felul de alte materiale pe care nu intenționam să le scriem la început și tot felul de chestii mai bombastice și extravagante și numai cu cârlig. Da. Dar cum a fost trecerea de la
postura de secretar general de redacție la cea de redactor șef? Cum ai făcut tranziția asta? Adică e o chestie, știi? Adică să... Da, erau fost diferite. Secretar de redacție, am fost la o revistă, la revista Salonului Literar, și apoi redactor și apoi redactor șef la Impact. La Impact, da. Sunt domenii diferite și acolo a fost un cumul, pentru că de întâmplări care au condus la evenimentul respectiv. Pentru că așa cum în anumite părți ale vieții mele unele lucruri s-au așezat foarte prost și am fost cumva forțat să merg într-o anumită direcție, în alte părți ale vieții mele unele lucruri s-au așezat neverosimil de bine și am putut să merg într-o altă direcție. Da, la Impact, după câțiva ani, am posibilitatea să coordonez întreaga activitate. Deși în momentul acela situația financiară nu era tocmai roz. Adică a fost o provocare destul de mare pe toate planurile și ceea ce m-a ținut atunci a fost faptul că îmi plăcea foarte mult ceea ce făceam. Și că scriam în fiecare zi. Gândul de a mă duce la serviciu știind că voi scrie, fie și o știre, fie, nu știu, un reportaj, un editorial, ideea în sine că mă duc să scriu despre orice, ok, despre politică. Și mai e și plătit pentru asta. Exact, da. Plătiți, eram pentru asta, numai că uneori întârzierile salariale erau mari. Adică... Da. Păi ai exploatat chestia asta și în rezervație. Da. Adică e un personaj acolo care suferea rău din cauza asta. Da, a fost, ca job în sine, a fost unul dintre cele mai frumoase pe care le-am avut. Dacă nu ar fi fost toate celelalte lucruri, cine știe, poate că am fi rămas și nici nu era ieșire propriu-zisă. Am spus, a fost exact perioada în care erau probleme peste tot în presă. Și oameni pe care îi știam, care avuseseră salariul X într-o anumită funcție, s-au trezit peste noapte cu el înjumătățit și patronul spune take it or leave it. Ori accepți asta, ori la revedere. Și în redacții s-au luat studenți tineri part-time. Singura condiție era să accepte salariul infim care începuse să se dea și atât. Și s-a văzut și de atunci, de ani buni, de fapt, se vede o scădere. Da, calitatea e proporțională cu nivelul de plată. Era ok, trebuie acoperit acesta, cum. Ok, și de aceea vezi toate lucrurile pe care le vezi acum. Eu am pățit-o în 2008. Eram de puțină vreme, că ziarul Ring a început în 2008. Cam atunci, așa, de puțină vreme eram la ziar. Și am luat câteva luni un salariu foarte bun, net superior față de salariul anterior pe care l-a avusesem la locul de muncă anterior. E adevărat, nu mi s-a înjumătățit salariul, nu pot să spun așa ceva, dar s-a redus într-o proporție suportabilă, știi, pentru că plecasem de la un salariu cred că mai mic decât minimum pe economie, știi, ceva de genul ăsta, așa. Și ajunsesem la o sumă triplă, ba chiar mai mult decât triplu, știi? Și mie mi se părea că e ceva formidabil, știi? Și în momentul când s-a redus salariul cu un anumit procent, nu mai știu, 25%, ceva de genul ăsta, știi? N-am resimțit foarte tare impactul, deși mă acomodasem cumva cu noua realitate, adică aveam un salariu care îmi permitea să fac lucruri pe care nu mi le puteam permite înainte. Însă când s-a redus, când a fost reducerea cauzată de niște lucruri pe care nu prea le-am înțeles nici în ziua de astăzi, știi? A fost, cred că, mai degrabă
o reverberație a măsurilor aberante pe care le-au luat guvernanții de la vremea respectivă, adică 25%, 15% pensiile, ți-aduce aminte momentul. Așa, și era imposibil să nu afecteze treaba asta și partea privată a lucrurilor, știi, deci toate companiile au trebuit să-și ajusteze în așa fel, era lipsă de lichidități, a fost complicat. Dar totuși am trecut peste, ne-am făcut treaba și după un timp am revenit la salariile inițiale și am primit chiar mai mult, știi? Bine, că la mine a fost o metamorfoză, de genul la început am fost, împărțeam fotografii, eram băiatul cu fotografiile, știi? Îmi cerea, dă-mi o poză cu Joana, dă-mi o poză cu nu știu ce. După aceea, ușor, ușor, am început să scriu știri, chestii, nu știu mai ce, și după aceea am lucrat ca redactor și reporter, de fapt. Și m-am adaptat cumva la situație, dar când te aud pe tine că erau întârzieri salariale de 2-3 luni, da, mă uit așa un pic mirat, pentru că aici nu a fost vorba de așa ceva. Hai să spunem că a fost o situație, au fost situații când n-am luat salariul astăzi, că e vineri, și l-am luat luni, știi? Uh-huh. Deci a fost o întârziere de câteva zile, dar cauzată de weekend sau ceva de genul. În rest au fost salariile plătite la timp și a fost tot ok. Da, e un caz fericit. Că, da. Da, a fost întârziere, mai ales în ultima perioadă, și a început să plece cam toată lumea. Da, se întârzia și nici măcar nu știai acest lucru, nu știai când va veni salariul, pentru că discuțiile erau întotdeauna, cred că joi, ba nu, cred că luni, și apoi mai treceau așa, cred că peste vreo săptămână, cred că mai întârzi o săptămână, cred că două săptămâni, și ajungeai să-l iei. Păi, când am luat în septembrie, s-a întâmplat odată să iau în septembrie salariul pe iunie. Ma, wow! Da. Da. Și cum ai rezistat? Ai avut subvenții de la familie? Cum s-a întâmplat? Da, în familie a trebuit să ne descurcăm și până într-un punct când am zis ok, nu cred că se va schimba, pentru că știi, dacă lucrurile ar fi fost tranșante de la început și s-ar fi spus, mai asta e situația, dacă puteți să trăiți așa pe termen lung, rămâneți, dacă nu, pentru că nu se va schimba. Dar mereu erau promisiuni, măi, ok, întârzi acum și gata, și apoi va fi totul ok, că nu știu ce se va întâmpla și va fi bine. Și evident, cei care rămân și așa mai departe vor avea de câștigat de pe urma faptului că au rezistat și au trecut prin perioada aceasta dificilă. Și de la o zi la alta, de la o săptămână la alta, până în punctul în care am ajuns la concluzia că nu se va schimba și am zis că nu putem să trăim așa. Și a fost o nouă reorientare profesională atunci, după perioada aceasta de presă. Am lucrat la o editură câțiva ani, a fost cumva un amestec între vânzări și editorial, și apoi am avut o perioadă în care am locuit în Marea Britanie, în Londra, apoi am revenit în țară și... De ce? De ce ai făcut asta? Nu era bine în Londra? Ce Dumnezeu? Nu era atât de bine pe cât aș fi sperat. Trebuia să muncești mult ca să supraviețuiești acolo. Da, totuși. Da. Era într-adevăr foarte greu pentru cineva să vină direct, mai ales din estul Europei, mai ales în Londra, și să poți să ai din prima o viață așa cum ți-o doreai. Să poți să ai măcar viața pe care o aveai aici, adică nivelul de confort pe care îl aveai aici. Chiriile sunt uriașe. Sunt foarte mari, da, știu. Foarte multe persoane care rezistă sau care trec prin perioada de început fac o multitudine de alte compromisuri și atunci, ok, închiriezi o casă în zona 6, Londra are 9 zone, plus Shenfield.
îți închiriezi o casă în zona 6-7 și mai stai cu încă 10 persoane acolo și plătești puțin la chirie, da. Nu mai plătești transport, care este zdrobitor în Londra, pentru că îți faci abonament doar pe zona respectivă și mergi doar cu autobuzul, care este mai ieftin. Și atunci reziști, da? Totul așa la grămadă, foarte cumpătat. Acum, noi ce ne doream atunci era să mergem toată familia, să ne stabilim acolo și să fie acolo viața noastră. Nu zic că era imposibil, dar ar fi durat, nu știu, probabil 2-3 ani să ajungem la un nivel ok, asta în condițiile în care totul ar fi mers bine. Pentru că altfel, din salariul cu care începeai acolo ca român și care era minimum pe economie, nu-ți plăteai nici chiria într-un apartament de două camere în zona 2, un salariu întreg. Dar nu a existat opțiunea și a altui oraș care să fie mai accesibil din punct de vedere al costurilor? Ne-am gândit. Acum în Londra am ajuns tot printr-un cumul de... Că Londra e cunoscut ca un oraș foarte scump. Da, tot printr-un cumul de factori, pentru că aveam cunoscuți acolo, aveam prieteni, aveam la cine să apelez sau să cer un sfat, aveam unde să stăm într-o primă fază. Și de aceea am mers în Londra, ca să nu mai vorbim de atracția pe care o avea orașul acela. Adică parcă să, nu știu, plecăm în Marea Britanie, dar nu stăm în Londra, stăm în nu știu ce orășel prin Yorkshire. Parcă nu puteam să rezistăm. Și Londra a fost o experiență extrem de interesantă, n-a durat foarte mult, dar și-a lăsat destul de puternic amprenta. Am învățat destul de mult în perioada aceea, ca să nu mai vorbim de toate bucuriile pe care ți le oferă, mai ales în plan și la, cultural. Și la fotbal ai fost? Ai văzut pe Chelsea, pe Arsenal? N-am fost la niciun meci. Părerea, da. E una dintre părerile mele de înseamnă rău. Înseamnă că nu ești microbist sau nu ai avut posibilitatea, pentru că știu că e un cost destul de mare ca să mergi pe stadion. E un cost destul de mare la anumite meciuri. Culmea sunt mai ieftine meciurile din Champions League decât sunt meciurile din Premier League. Uh-huh. Marea problemă atunci, pe lângă programul la serviciu, care era infernal, era să faci rost de bilete, pentru că au foarte mulți, echipele mari au foarte mulți abonați. Abonați, da, exact. Și sunt foarte puține bilete. Știu, colegii ai mei stăteau la 3 dimineața sau când se puneau în vânzare și stăteau pregătiți, gata, s-au pus în vânzare biletele, repede să ia 2 bilete sau 3 sau nu știu câte îți permitea sistemul, că mi se pare că nu puteai să iei foarte multe. Nu puteai să iei pentru toți prietenii tăi, luăm o dată 20 de bilete, nu știu, aveai 1, 2, nu știu, ceva de genul acesta pentru o persoană. Sau doar unul singur și intrau, știu, unii colegi dormeau unii la alții în noaptea respectivă și își luau biletele în același timp, se trezeau și își luau biletele instant. Lucruri de genul acesta nu era imposibil, dar și pasiunea mea pentru fotbal scăzuse între timp. Nici nu prea m-a mai stat mintea în perioada aceea, a fost perioadă extrem de haotică și frenetică și în care încercam să punem bazele a ceva acolo. Pe lângă partea aceasta financiară, ce ne-a pus capacul Londra au fost unele experiențe pe care nu credeam că le voi avea în viața aceasta. Numai că atât timp cât am stat acolo a fost atentatul de pe Westminster Bridge, cel de pe London Bridge, deci cele cu mașinile care au intrat în pietoni. Au fost atacurile cu acid din Stratford și care s-au întâmplat chiar pe unde treceam, exact printr-un loc prin care treceam în fiecare zi. Și a fost așa zisă panică de pe Oxford Street, pe care am prins-o din plin,
Și a fost o experiență desprinsă din filme. A fost ceva total... total ce s-a întâmplat atunci, că nu mi-am amintesc? Nu este foarte clar nici până în ziua de astăzi adică ce a creat panica ce aia. A fost. Ce s-a spus atunci a fost că s-a tras în oameni la metro, la Oxford Circus. Oxford Street este cea mai aglomerată stradă din Europa, are uh-huh. cel mai mare footfall, undeva la câteva milioane de pietoni pe zi trec pe strada respectivă și este și una dintre străzile modei din Londra, împreună cu Bond Street și Carnaby. Și la un moment dat, eu eram atunci la birou, lucram la o corporație și am văzut pe geam oameni fugind, sute de oameni fugind, călcându-se în picioare, urlând în toate felurile, spunând se trage, ne omoară. Până să apucăm, până să vină șeful meu și să spună să închidem ușile, câteva zeci de persoane au intrat în birou, era la parter. Au intrat, a spus să închidem ușile. Între timp a discutat și cu directorii, cu șefii săi și a zis, ok, nu mai dăm drumul orice ar fi, acum cine a intrat poate să rămână. Oamenii au venit, au început să bată cu pumnii și să plângă și să țipe, au început să bată în uși, dați-ne drumul, ne omoară și toate lucrurile de genul acesta pe care ți le poți imagina. S-a spus că nu mai dăm drumul orice ar fi, pentru că nu am fi în siguranță și nu știi pe cine primești. Oamenii respectivi toți strigau, ne omoară, ne împușcă, se trage și așa mai departe. Strada a fost închisă, nu doar strada, dar transportul în comun a fost blocat pe o bună parte din Londra. S-a închis metroul, nu s-a mai mers cu autobuzul, a fost închis tot city-ul, deci tot City of Westminster, partea centrală. Tanchete, elicoptere, trupele speciale până armați și toate cele. Am reușit să plecăm undeva pe la 10-11. Deci a fost o chestie foarte serioasă. Da, de câteva dar ore. Dar au fost și victime? Mă refer la busculadele astea. Au fost persoane rănite. Acum, când am citit ultima oară despre acest incident, nu am găsit dacă au fost și morți. Ce s-a spus ulterior a fost că a fost o panică stârnită de la un eveniment banal, un conflict între mai multe persoane la metrou și de acolo acesta s-ar fi perpetuat. Ar fi fost o luptă, nu știu, ar fi fost cineva înarmat și oamenii s-au speriat și s-a tot dus valul acesta de panică. S-a spus că nu a fost un atentat terorist până la urmă, sau cel puțin în momentul acela. Ulterior au apărut, așa cum tind să apară mereu, diferite teorii conspiraționiste și idei de mușamalizare și așa mai departe, inclusiv una în care credeau mai toți colegii mei și șeful meu că, de fapt, nu s-a făcut publică toată informația pentru că urma Crăciunul, s-a întâmplat chiar înainte de sărbători. Într-o perioadă în care companiile de pe Oxford Street încasau miliarde de lire sterline în perioada aceea sărbătorilor și că s-a dorit să se evite o panică printre cumpărători și să nu mai vină nimeni, să nu se mai iasă nimeni din casă și să nu mai cheltuiască în perioada respectivă. Și atunci s-ar fi spus ceva de genul, nu a fost nimic, stați liniștiți, o alarmă falsă, puteți să veniți la cumpărători fără probleme. Știi că se mai întâmplă uneori ca la anumite atentate să fie revendicate, știi? Da. Și să fie și revendicări false. Adică ies băieții în față și spun, băi, noi am făcut asta. Da, știi? Chiar dacă ei nici n-au trecut pe acolo sau, mă rog, n-a fost cazul și aici, adică n-au fost revendicări din partea celulelor teroriste. Nu din câte știu eu. Nu.
Nu, nici nu am mai verificat informația. La momentul acela știrile au fost extrem de puține. Da. Deci la cum am trăit-o noi acolo în mijlocul lucrurilor și mii de oameni și tot ceea ce am văzut și desfășurarea de forță, adică elicopterele și tancurile și trupele acelea speciale care erau din 2 în 2 metri cu armament. Da, și ea sunt înfricoșători, și... oricum mai dau, știi? Da. Stai seama, dacă îi vezi pe aia că se întâmplă ceva nasol. Da, știi? da. Și da, toată desfășurare masivă de forțe. Și noi am căutat repede, am intrat pe telefon, ok, hai să vedem ce se întâmplă, trebuie să dea cineva. Uh-huh. Și nu au fost zile bune, n-a fost aproape nimic, aproape nicio știre. Și apoi a apărut una foarte micuță, nici imagine am găsit, aveam eu mai multe fotografii când am ieșit, am avut mai multe poze decât am găsit pe net. Și apoi am încercat să aflu mai multe ulterior și nu am găsit foarte multe. În afara unor informații de genul acesta, că e un caz clasic de isterie în masă și de cum se poate propaga frica. Uite, un subiect de roman, poftim. Da, probabil că te-ai gândit la varianta asta. Da, nu chiar roman, dar nu vreau să fi fost degeaba experiența aceasta, că aș vrea să o folosesc pe... Acumulezi experiență ca să creezi literatură. Din asta se naște literatura. Da. Oricum am dat-o, tot aici ajungem, știi? Da, din experiențele prin care trecem. Chiar și, uite, ai mărturisit chiar tu, chiar și atunci când ai excursuri fantasy, tot din anumite elemente de real te inspiri ca să realizezi așa ceva. Așa cum s-a întâmplat, uite, revenim la rezervația și facem așa arcola în timp. Pornind de la romanul tău de debut, ai spus că a fost sau n-a fost un eveniment de lansare a cărții și ai ajuns în punctul în care ai făcut o lansare foarte reușită la Cărturești Verona, pe care noi am filmat-o, iarăși trebuie să ne lăudăm și noi un pic, pe care noi am filmat-o și ne-am simțit foarte bine acolo, pentru că și audiența a fost plăcută, a fost sala plină, așa? Da. L-ai avut alături de tine pe Radu Paraschivescu. Cum l-ai convins pe Radu să vină la lansarea ta? Ne-a așteptat de ușor. Am discutat, i-am scris, mai interacționasem în trecut, mai degrabă virtual decât față în față. Ne-am văzut la Bookfest, am vorbit și atunci și spre surprinderea și uriașa mea bucurie am acceptat. Și într-adevăr, uitându-mă în trecut, pare ireal totul, știi? De la unde a pornit, deci, la o lansare cu Bas și cu Radu Paraschivescu. Cu Bogdan iarăși am vorbit, am mai vorbit de ceva timp, ne-am mai și întâlnit. Acum sunt un fan al amândurora și al cărților lui Radu Paraschivescu și al cărților lui Bas. Din fericire, în cazul lui Radu, avem multe, multe cărți și înregistre diferite. Avem și romanele istorice, avem și acestea din activitatea publicistică și... Care sunt delicioase. Deci. Da. Și putem să ne bucurăm foarte mult. În cazul lui Bogdan însă, am terminat tot ce a scris, da. Am epuizat și după Abraxas, după o carte de 600 și ceva de pagini, să simți nevoia de mai mult, mi se pare extraordinar. Adică să o termin, să-ți pară rău că s-a terminat și să te gândești. Da, și am avut același sentiment. Când va fi următoarea, imaginez că va mai dura câțiva ani, că și aceasta a durat ani buni. Da. Și zic, vreau mai repede, mai vreau ceva de acolo. E un roman cu greutate și la propriu și la figurat. Da. Și este... Cred că
Nu, sigur, până acum este cel mai bun roman pe care l-am citit anul acesta și cred că va rămâne. Acum depinde peste ce voi mai da până la sfârșitul anului. De obicei, la sfârșit de an îmi fac așa un top, un clasament. Ambilanț, și... dar are mari șanse să nu fie detronat și eu abia l-aștept pe următorul și acum să... Așa că Bogdan, grăbește-te, dă-ne material ca să avem ce discuta aici în biblioteca lui Gelu. Mai aveam o curiozitate, pentru că am tot felul de curiozități. Sunt un tip curios de felul meu. Ești absolvent de politologie, da? Hai să și spun că e o întreagă... Sunt două rânduri aici. Absolvent de politologie la Școala Națională de Studii Politice și Administrative și de publicitate la Universitatea din București. N-ai fost tentat să cârmești cumva spre politică sau ai făcut treaba asta? Cum e? Am fost tentat doar în momentul în care am venit în perioada de început, după ce venisem în București. Că tot vorbeai mai devreme de ambiții. Mm-hmm. Eu am fost printre cei care și-au părăsit orășelul venind în capitală, în tărâmul făgăduinței, gândindu-se că o să schimbe lumea. Va fi ceva spectaculos. Viața mea, lumea mea, va fi formidabil ce se va întâmpla aici. Trebuie și ce lucruri voi face. Trebuie să răscolim toate canoanele, trebuie exact. Să fac și schimbarea. Ce lucruri voi face eu va fi ceva nemai văzut. Evident, lucrurile nu au stat așa. De foarte puține ori stau așa și culmea, nu știu, probabil oamenii care chiar reușesc să răstoarne lucrurile nu sunt cei care se gândesc și spun că le vor răsturna, ci cei care pur și simplu le fac. Fac lucrul acesta fără să se gândească foarte mult înainte. Da, m-am gândit că politologia ar putea să fie o facultate bună de viitor și că aș putea să fac ceva în direcția aceasta. Facultatea a fost bună. Însă mi-am dat seama încet, încet că nu este o viață pentru mine, lăsând deoparte faptul că sunt prea puțini oameni politici care sunt absolvenți de științe politice, care sunt efectiv experți în domeniul acesta. Acum, la politologie, într-adevăr, înveți lucrurile respective, dar faci și multă filozofie politică, faci și multe alte lucruri care sunt foarte frumoase, sunt foarte interesante, dar care nu te ajută cu absolut nimic în cariera propriu-zisă. Nu știu câți oameni politici din România au citit operele lui Lenin, marilor filozofi politici, da. Glumesc, da. Dar, să știi că Horia Roman Patapievici, care l-a citit pe Lenin integral, a spus că a făcut-o ca să cunoască materia din care s-a inspirat, eu știu, toată mișcarea aia la începutul secolului 20. Deci a făcut-o pentru că a vrut să știe. Asta a fost explicația. Toată lumea a spus, cum l-ai citit pe Lenin, scoarță în scoarță? Da, am citit asta pentru că trebuia să știu ce gândea omul ăla. Din același motiv l-am citit pe Marx în facultate, pentru că voiam să înțeleg și am înțeles și cum a prins, pentru că este foarte cuceritor pe alocuri. În idei, în teorie pură și nu, evident, nu în modul în care a fost aplicată, înțeleg cum poate să convingă și cum poate să ajungă. Am avut o imagine mult mai clară a ce s-a întâmplat și am putut să-mi explic niște lucruri care altfel nu aveau o explicație. Și asta în condițiile în care familia mea a avut foarte mult de suferit de pe urma comunismului. Bunicii mei au fost ceea ce se numea în sudul Moldovei chiaburi. Chiaburi, da. Și au pierdut aproape tot, în afară de casă și o bucată de pământ, le-a fost luat tot atunci. Așa că toate sentimentele acestea negative față de comunism au fost extrem de puternice în familia noastră și eu am copilării cu ele și cu poveștile bunicilor.
Așadar, nu am simpatizat niciodată, dar am simțit nevoia să înțeleg. Da, ca, pentru cunoaștere e necesar, mai ales că făceai o facultate de profil și e necesar să știi anumite aspecte ca să-ți explici fenomenul ulterior. Exact, da. Exact. Iar cu facultatea apoi am avut niște stagii de practică. Am început să mai văd niște lucruri cu ochii mei și să-mi dau seama tot mai mult care este plămada din care sunt eu făcut și care ar trebui să fie pentru a rezista în lumea aceasta. Și mi-am dat seama că nu sunt genul de om care ar putea să facă o carieră politică. Dar uite, știu de la Artur Suciu că poți fi copywriter și în politică. Adică poți să faci treaba asta și fiind, eu știu, angajat de un politician, să faci un fel de, nu știu cum se numește, secretariat pe lângă un politician, ceva de genul ăsta, nu mă pricep, nu am noțiunea termenilor. O să scrii discursuri, să faci tot felul de lucruri de genul ăsta. Se da, poate. Acum, poți să speri la cazul fericit în care tu chiar simpatizezi persoana respectivă și o susții cu adevărat și susții partidul respectiv și doctrina lor se pliază pe a ta, ceea ce cred că este destul de greu totuși și destul de rar, sau să fii dispus să fii efectiv un mercenar și să scrii ceea ce e nevoie, chiar dacă tu nu crezi în lucrurile respective și chiar dacă tu nu susții, imaginează-ți scenariul în care ar trebui să... Știu, gândește la protestele din Piața Victoriei. Da? Și gândește că ai fi angajat de PSD, partidul respectiv și ar trebui să scrii pentru ei. Da. Eu n-aș putea să trec prin asta. Să știu că mă duc la muncă și asta trebuie să fac în ciuda a tot ce te spune. Te pentru verticalitatea ta. Să știi că presupun că sunt mulți care consideră că este un job, pur și simplu. Adică care trece de convingerile personale și ei se duc acolo, își fac treaba pentru care sunt plătiți și asta e tot, știi, fără să se implice efectiv, eu știu, emoțional și... dar, uite, sunt și oameni ca tine care rămân vertical și spun, nu, domnule, nu, PSD-ul niciodată, sau eu știu... Nu aș... Sau USL-ul refăcut acum... Acum nu că aș fi primit vreo ofertă și aș fi fost vreodată în situația în care să spun nu, eu refuz să-mi și dovedesc. Dar face parte din convingerile tale personale, așa că da, ai prefera să mergi pe altă cale. Da, eu am nevoie să pot să dorm noaptea, știi, să fiu un păcat cu mine când pun capul pe pernă și încerc să... În toate lucrurile pe care le fac. Adică vreau la sfârșitul zilei să fiu mulțumit de mine, știi? Nu-mi place să am lucruri pe care simt că le-am făcut greșit. Că am greșit cuiva sau că am greșit față de mine, știi? La sfârșitul zilei, impropriu sus, poți să o iei și practic, efectiv, la sfârșitul zilei. Sau atunci când vrei să tragi o linie și să faci o analiză sau o autoanaliză, să fii mulțumit și nu aș putea să trăiesc cu mine încălcându-mi convingerile atâtea câte sunt. Te felicit pentru atitudinea ta. Trebuie să spun că e de admirat o asemenea poziție. Până la urmă cred că sunt puțini oameni care nu fac compromisuri în ziua de astăzi. Unii o fac pentru a supraviețui literalmente, alții o fac pentru că sunt trestii gânditoare, vorba lui Radu Paraschivescu, și alții o fac pentru că vor să câștige bani, nu știu. Mă rog, poate mai sunt și alte variante, dar sunt variațiuni la aceeași temă. George, tu scrii și pentru copii. Asta a fost scris, o surpriză totală pentru mine, știi? Nu pentru că te-am suspectat că n-ai putea o face,
ci pentru că eu admir foarte mult oamenii scriitorii care pot scrie pentru copii. Am spus-o nu odată, chiar și aici în timpul podcastului, că nu pot face treaba asta, nu am instrumentele necesare, știi, ca să fac treaba asta, dar de fiecare dată când am un invitat care scrie și pentru copii, îmi mărturisesc admirația pentru asta. Cum faci? Dă-mi și mie o rețetă pentru treaba asta. N-aș putea niciodată să dau o rețetă pentru nimic. Pentru că nu există o rețetă. Da, nici nu există și nici nu folosesc. Acum, sigur, pot să merg chiar mai concret. Nici atunci când gătesc nu folosesc rețete, dar aminte atunci când scriu. Cartea pentru copii a fost una singură. Da, nu știu dacă vor urma altele. A fost distractiv, a fost o distracție în familie și ilustrațiile sunt făcute de mine. Ca și pentru Regele Lupilor, ilustrațiile nu sunt făcute de mine, sunt făcute de Marian Popescu, care este un grafician spectaculos, însă pe baza desenelor mele și a schițelor mele. Dar revenind la Toxic Foxy, a fost o distracție și ceva ce am vrut să ofer, știi, să le dau fetelor mele cât încă sunt copii. Și da, a fost frumos. Am tot citit-o, am recitit-o de zeci de ori. A apărut în 2018 la ce editură? La Harmonii Culturale. Uh-huh. E tot o editură micuță. Da. Da, cartea iarăși nu a fost... Intenția din spatele ei nu a fost să devină, nu știu, titlul celebru de carte pentru copii sau vreun bestseller și nici nu am vrut să amân foarte mult publicarea ei, pentru că voiam pur și simplu să o avem și să ofer acest lucru, știi? Am deja atâtea cărți pentru adulți în bibliotecă și am simțit nevoia să scriu ceva pentru copii, știi, și să rămână și nu să scriu ceva pentru copii atunci când copiii sunt deja adulți, ci cât ești, încă da? Pot să se, da. Să se bucure. Și cea mică, fiica mea cea mică, Daiza, chiar a început să scrie și ea niște povestiri, cumva pornind de la Toxic Foxy, și să le și ilustreze și toate cele. Uite, vezi? Așa... Deci ești sursă de inspirație pentru da. Generațiile care vin. Da, la fel cum și părinții mei au fost pentru mine și sunt pentru mine, pe lângă biblioteca pe care o au și în care am copilărit, mama scrie poezii. Are o serie de volume de poezie. Și sunt convins că de la ea este acest microb al scrisului și mi-amintesc și acum și este una dintre cele mai dragi amintiri ale mele când eram copil și o vedeam scriind și am observat același tip de izbucnire creativă și la mama când din senin se uita repede după o foaie de hârtie și după ceva de scris și înșira poezia care îi venea atunci în minte și de multe ori cu tot cu rimă și cu tot, adică era deja format așa dintr-o dată. Și am observat același lucru și la mine, exact același obicei, când am o idee deodată și trebuie să mă să caut ceva, să o notez repede și în... probabil și aceleași gesturi pe care le avea ea atunci. Cumva, că dăm lucrurile acestea de la unii la alții, știi? Și mult din ceea ce suntem noi
e datora celor care au fost înaintea noastră și cu bunele și cu relele și cu înclinațiile într-o anumită parte sau cealaltă, poate și talentul, dacă putem să credem în existența ceva ce s-ar putea numi talent, este transmis de la o generație la alta. Dacă sapi în urmă să vezi că alți străbuni poate au scris sau poate au desenat sau poate au avut anumite înclinații. Da, părinții tăi sunt tot în Focșani, tot da. Acolo locuiesc, da? Deci da. La lansare au venit în deplasare, cum ar veni. Au venit în deplasare, da. Au fost la aproape toate oricum, evenimentele. Să știi că m-am uitat la ei și erau foarte mândri de tine, de postura ta. Tu ai avut emoții, cel puțin la începutul întâlnirii ai avut emoții, dar după aceea a fost mai bine. Cred că pentru ei a fost ca un vis împlinit, nu? Să-și vadă băiatul lansând o carte la o editură prestigioasă, în compania unor oameni deosebiți. Îl includ aici și pe tânărul critic literar Victor Cobuz, pe care mi-l doresc în biblioteca lui Gelu. Trebuie să-i fac invitația lui Victor să vedem dacă o să accepte, sper să o accepte. Așa, și știu că e o întrebare care implică o anumită relativitate, nu știu cum să o numesc. Ce proiecte de viitor ai? Ce îți propui mai departe? Ce ai la sertar? Ce poți să dai din casă aici în biblioteca noastră să spui celor care ne aud și ne văd? O să spun ce intenționez să public în perioada următoare, în următorii ani. Și nu ce am la sertar, pentru că în sertar sunt multe care probabil nu vor fi publicate niciodată. Înțeleg, da. Pentru că între timp... Știi, never say never. Da. Așa ai zis și cu romanul de debut. A fost pentru sertar, era pentru mine, am scris pentru mine, nu exista să-l public și iată că e publicat de 15 ani sau cât au trecut. Da, 15, da. Da, așa este. Dar îmi place să cred că am ajuns între timp sau am reajuns la înțelepciunea intuitivă de atunci când eram mai tânăr și acum o înțelepciune mai așezată să nu caut să public tot ceea ce scriu. Sunt unele scrieri care poate au ca singură menire aceea de a te ajuta să-ți faci mâna sau de a servi drept ciornă pentru cartea care urmează să fie publicată. Nu poți publica tot ce scrii până la urmă. Exact. Chiar dacă este o carte cap-coadă, pentru că în acest moment cred că am 2 sau 3 manuscrise complete pe care... Nu cred, da, never say never, dar nu cred că le voi publica, dar în același timp acestea m-au ajutat foarte mult să scriu alte lucruri și să merg mult mai departe și mult mai bine, mult mai așezat într-o altă direcție, cu o altă carte. Acum, e posibil ca în perioada următoare, însemnând, nu știu, poate următorii 2 ani, să fie reeditate niște titluri mai vechi, unele dintre cele care nu se mai găsesc acum nicăieri. Și în timpul acesta eu să scriu marele meu roman. Am în plan un roman pe care mi-l doresc de mulți ani. Cumva aveam nevoie de un impuls mai puternic pentru a-l scrie și de ceva mai multă încredere că poate să iasă ceea ce îmi doresc eu să iasă. Poți avea încredere în tine acum 100% pentru că ți-a apărut rezervația la editura Polirom. Apropo de cărțile pentru copii, la Polirom e o secțiune pentru junior, copii da. Foarte, la da. Polirom Junior. Sunt Ai putea faine. Încerca acolo o reeditare, cine știe, pentru că dacă publicul tău recte, fetele tale au fost atât de inspirate de această carte, înseamnă că e o carte care prinde la copii. E limpede. Da. Adică putem afirma treaba asta. Și apropo de
ce spuneai tu despre cărțile despre care crezi că nu vor fi publicate niciodată pentru că sunt pentru tine, etc. Așa. Uite ce scrie Radu Vancu. Știi foarte bine, dar o să spun eu la camera aici ce scrie Radu Vancu pe coperta a patra. Radu spune așa, câtă vreme mai există scriitori tineri care cred astfel în literatură, viitorul ei e asigurat. Sunt niște cuvinte foarte flatante, pe lângă cele ale lui Bogdan Crețu, care și el semnează pe coperta a patra, sunt flatante și eu spun că sunt până la urmă un îndemn să scoți manuscrisele alea din sertar, să nu le mai consideri scrise doar pentru tine, să le dai drumul în lume, pentru că până la urmă ăsta este scopul, pentru asta facem literatură, chiar dacă și eu sunt de acord cu tine că nu tot ce scriem ar trebui publicat, știi? Există reticența scriitorului, există acea frână care spune, până la urmă e o chestiune de bun simț, nu? Să te gândești, dom'le, cartea asta ar fi bine să rămână aici, să decidă postum cei care vor fi după mine, ce se va întâmpla cu ea. Dar sunt cărți care trebuie să recunoști că sunt menite publicului, până la urmă. Da, acum sper doar să am limpezimea minții încât să-mi dau seama care-i care. Da. Dacă nu, să vedem. S-a mai întâmplat și cu alți scriitori post-mortem să fie descoperite nu știu câte manuscrise nepublicate în timpul vieții și să fie așa o mană cerească pentru editor eventual și da, pentru și Kafka, moștenitori. La urmă, l-a rugat pe Max Brod să iardă manuscrisele, deși o putea face el, știi? Aici e diferența cumva. Gogol a ars volumul al doilea din Suflete Moarte. Deci a scăpat de el și a spus, dom'le, gata, nu... Totuși Kafka a mai rămas, a lăsat o portiță acolo ca să îi fie salvate manuscrisele. A avut el o intuiție, cred. Da, a fost ca una dintre cele persoane care înainte să sară într-o luptă îi strigă cuiva, ține-mă că mă... Da, exact, da. Ți le las, dar să le arzi. Da. Și bine a făcut Max Brod că nu le-a ars și ne-am bucurat cu toții de ele. Trebuie să-ți mai fac o mărturisire, anume faptul că, de fapt am spus ceva la începutul întâlnirii noastre, că mi-aș dori să am și eu un an sabatic pe o insulă de genul ăla. Chiar dacă m-aș rupe de familie, de tot ce mi-e drag și așa mai departe, mi-aș lua câteva cărți, nu știu, vreo 10, pe care mi le doresc și la care nu pot ajunge din cauza evenimentelor care se succedă într-un ritm nebunesc, știi? Aș vrea și eu, hai să nu spun un an, o lună de zile pe o insulă de genul ăla cu posibilitatea de prelungire, știi, ca la fotbaliști, posibilitatea de prelungire a contractului, știi? Și să vină un vapor să-mi aducă așa din când în când niște... Deci mărturisirea era că asta este povestirea care mi-a plăcut cel mai mult, deși e cea mai scurtă dintre cele trei. Ai concentrat acolo toate dorințele pe care le am, știi? Am avut un an sabatic, mi-am luat la un moment dat un an sabatic, dar mi l-am luat pentru a scrie Sebastian, știi? Și n-a fost... practic un an sabatic, adică n-a fost un an în care să mă izolez, să fac niște chestii așa doar pentru mine. Dar e foarte, foarte tentantă, foarte tentantă perspectiva petrecerii unui an departe de lumea asta nebună, știi? Bănuiesc că și tu ți dorești, nu știu. Da, îmi doresc într-adevăr partea cea mai grea ar fi... Depărtarea de pentru familie. Pentru toți ar fi greu, da. Dar în rest, cred că aș putea face față cu brio izolării de lume, în general, de tot haosul acesta cotidian. Nu știu în ce măsură i-aș duce lipsa. Nu cred că aș putea trăi pentru totdeauna pe acea insulă pustie. Nu, pustie, evident, da. Omul este un animal social. Exact. Până la urmă, da. Pentru o perioadă
relativ scurtă, cred că n-aș avea nicio problemă. Și într-adevăr, mi-aș lua niște cărți la mine. Nu mi-aș lua foarte multe, pentru că știu... Da, nici personajul de aici nu și-a luat multe. Da, știu că am tendința de a citi compulsiv dacă am timp și probabil dacă mi-aș lua 100 de cărți nu aș mai face altceva. Uite, dacă ți iei filosofia spiritului de Hegel, atunci poți lua numai pe aia, știi? Într-un an ai ce rumegale. O citești de 5-6 ori ca să o înțelegi, știi? Da. Nu știu cine a spus că a citit-o de 5-6 ori ca să o înțeleagă. Sau să înțeleagă cât de cât ce a vrut să spună autorul, știi? Da, da. Să până să aibă curajul să-și spună că a înțeles-o. Da, da, exact. Dar uite, poți lua Aristotel, îl poți lua pe Platon. A fost reeditat de curând la într-o nouă traducere la Litera Humanitas. Deci sunt posibilități. Ce e drept, probabil genul acesta de lectură s-ar preta cel mai bine traiului pe insulă. Ca să ai în traistă cât mai puține cărți, știi, să fie esența. Eu îți doresc să-ți împlinești, până la urmă nu e un vis imposibil, deși e greu să găsești o insulă absolut pustie unde să și poți locui o perioadă, da. Știi? Acum, o insulă absolut pustie este insula șerpilor, știi? Acolo, da. Mă rog, au fost anumite circumstanțe care o fac nelocuibilă în prezent, dar să sperăm că o să revină la ce a fost și să se termine o dată cu războiul ăsta, pentru că ne-a dat până la urmă tuturor viețile peste cap și nimeni nu-și dorește să fie situații de genul ăsta. George, noi avem un obicei, nu știu dacă îl știi, ca la finalul podcastului cuvântul de încheiere să aparțină invitatului. Așa că pe lângă tot ce am mai fi putut să mai discutăm aici, pentru asta presupun că o să o facem la o întâlnire viitoare, atunci când voi fi și eu mult mai pregătit, pentru că o să încerc să îți caut cărțile și să le citesc, sau dacă vor fi reeditări, lucru pe care îl sper din tot sufletul pentru tine, să ai niște reeditări, pentru că, așa cum ai spus, multe dintre cărțile tale nu se mai găsesc. Așadar, dacă ai un cuvânt de încheiere pentru întâlnirea noastră, ești liber să o faci. Poți să spui orice, inclusiv că vrei să pleci chiar în momentul ăsta pe o insulă pustie. O să încep prin a mărturisi uimirea că am ajuns la sfârșit. A trecut extrem de repede. Într-adevăr, erau multe, multe, multe alte lucruri despre care am fi putut vorbi. Și despre cărțile mele, dar și despre literatură în general. Mă uimește mereu capacitatea timpului de a se comprima. Da, așa este. O să spui wow când o să afli cât a durat podcastul. Eu din fericire am un ceas aici, știi? Și așa, nu știu dacă tu te-ai uitat la ceas. Nu o faci acum ca să fie surpriză, știi? Așa la final. Cuvântul de încheiere. Da, da. Îți mulțumesc mult pentru invitație. Mulțumim și noi. Vă mulțumesc de acum tuturor celor care veți urmări acest podcast și le recomand cu căldură pe toate. Nici eu nu le-am văzut pe toate, dar vreau să le văd, pentru că atât cât am văzut e spectaculos. Și la cât mai mulți invitați și la cât mai multe evenimente spectaculoase. Noi suntem recunoscători pentru tot ceea ce faceți. Noi îți mulțumim, George, că ai venit în biblioteca lui Gelu. Te mai așteptăm, așa cum am spus. Îți promit că o să fiu mult mai pregătit data viitoare. Ți-am citit doar o carte. Să știi că, până la urmă,
acum nu știu, îmi dau și eu cu presupusul, dar universul și anecdotica până la urmă din cartea ta, din Rezervația, cred că își au rădăcinile în cărțile tale anterioare, pentru că e și un pic de fantastic, e și un pic de realitate. E un amalgam de lucruri cu care tu ai înjonglat, presupun, în celelalte cărți ale tale, după cum ai și spus de altfel. Da, seamănă. Fiecare dintre cele trei novele sau două novele și o povestire, și o povestire lăsând deoparte faptul că unele conțin elemente din alte scrieri și sunt cumva legate de alte scrieri anterioare, dar se duc cam în direcțiile în care au fost alte volume. Adică a fost un volum de sine stătător, cam cum era în stilul Rezervației, unul în stilul unei veri cu Mișa, unul în stilul Insulei. Da, da, așa este. Bun. Îți mulțumim încă o dată și îți dorim numai bine și scoate volumele alea de la sertar. Cine știe. Mulțumesc mult. Poate o să repeți figura cu Radu, cu Bogdan și... eu știu, cu noi în postură de din spatele camerei, știi, să te urmărim pe acolo și să-ți luăm un interviu. Ar fi frumos. Îți doresc mult succes. Îți mulțumesc mult, la fel. Dragi prieteni, a fost episodul numărul 27 al podcastului Biblioteca lui Gelu. Am filmat în premieră în 4K. Observ că aparatura a ținut, e totul în regulă. A fluierat la un moment dat un ventilator sau două chiar de la aparaturile astea, dar sperăm că nu o să se audă foarte mult pe cameră. Înainte de a ne despărți, vă reamintesc să vă abonați la canalul nostru YouTube, 1000 de semne. De asemenea, intrați pe pagina noastră Patreon, 1000 de semne, unde puteți dona pentru susținerea proiectelor noastre. Ne revedem când ne revedem. Până data viitoare, toate cele bune!